Am mâncat, s-a trezit dimineața, i-am dat să mănânce. Nu simt. Ce s-a întâmplat, nu pot să știu. Deci, copilul care, deși are vârsta de un an, prezenta doar 4 kg și moartea lui s-a datorat insuficienței pluriorganice, consecința malnutriției proteine calorice severe generată de lipsa de îngrijiri specifice și necesare unui nou născut. Copiii au fost bolnavi. Băiatul ăla, am înțeles că a avut hernii de când s-a născut. Și probabil că a făcut, așa zic, nu știu sigur, probabil că a făcut ocluzie intestinală. Eu știu, nu sunt acum, dar așa, după câte știm noi, nu. Dar ei unde locuiesc? Păi aici, prin zootehnică, sunt la un particular, vai de capul lor acolo. A, lucrează cu ziua, cu, sau cum? Nu știu să vă spun dacă este zilier sau dacă este permanent, nu știu sigur. Unde locuia, în grajd? În capul grajd, acolo, în mulți, 5 cu 2, 7. O cameră, unde să învârte în ea, acolo? Îi hrănea, avea grijă de copii ăștia? O să nu-i mâncați, azi n-am mâncat nimic astăzi. Am văzut că copilașul de un an are 4 kg. Atâta? Da. Orlando, cred că nici un chil care a murit. Nu erau hrăniți? Dacă n-avea doamnă grijă, asta era. Aproape că nici nu l-am văzut în pat mort, al alta ieri. Atât de mic ce era. Nehrănit. Dacă îi lua de la început, poate era salvat celălalt. Dar eu cred că a murit mai mult și de foame și de frig. Era frig acolo la ei? Ai de mine. Mai ales în ziua când l-a ridicat pe cel mic, o mizerie. La sesizarea presei ne-am deplasat la domiciliul familiei. Colegii mei au constatat condiții inumane pentru creșterea și îngrijirea copiilor. În acest sens, în baza celor constatate, s-a propus și practic s-a și aprobat preluarea copiilor în regim de urgență. Este vorba despre 4 copii cu vârste cuprinse între 5 și 1 an. Acum mama este însărcinată în 7 luni, sigur că i s-a propus și acesteia preluarea pentru a beneficia de găzduire în centrul maternal Alexandra. Mama și-a exprimat dorința în acest sens, solicitând totuși un timp de regas pentru a se ocupa de cele necesare în mormântării copilului care a decedat. După primirea sesizării, polițiștii au efectuat cercetarea la fața locului, au stabilit că pe cadavru nu sunt urme vizibile de violență și au luat măsura transportării acestuia la morgă pentru efectuarea necropsiei și stabilirea cu exactitate a cauzei decesului.